Lucrările desfășurate la intersecția dintre Calea Stan Vidrigin și strada 1 Decembrie 1918 au fost finalizate. Începând cu data de 22 aprilie 2024, circulația tramvaiului 6 are din nou undă verde pe acest tronson. Revenirea în circuit a liniei 6 va îmbunătăți mobilitatea și accesibilitatea în zona Piața Nicolae Bălcescu, Sala Olimpia, Banatim, Piața Traian. Tramvaiele liniei 6A vor circula pe următorul traseu Piața Maria, Catedrala Mitropolitană, Piața 700, Piața Libertății, Hotel Continental, Prefectură, Bulevardul 3 August 1919, Piața Traian, Fabrica de Bere, Banatim, Strada Delibata, Sala Olimpia, Strada Cluj, Piața Crucii, Piața Nicolae Bălcescu, Parc Doina, Piața Maria. Tramvaiele liniei B vor circula pe traseul Piața Maria, Parc Doina, Piața Nicolae Bălcescu, Piața Crucii, Strada Cluj, Sala Olimpia, Strada de Libata, Banatim, Fabrica de Bere, Piața Traian, Bulevardul 3 August 1919, Prefectură, Hotel Continental, Piața Libertății, Piața 700, Catedrala Mitropolitană, Piața Maria. Linia 6 autobuz va fi suspendată începând cu 22 aprilie 2024. Vă așteptăm cu drag să Urcați din nou la bordul tramvaiului 6, transmit reprezentanții STPT.